Salutare, dragi și dragi, eu sunt Adina și voi sunteți pe Parfumului 35. Bine ați venit și bine ați revenit pe canalul meu. Dacă sunteți noi, abonați-vă și lăsați-mi și gândurile voastre în comentarii. Nu-mi place o șuviță aici, cum îmi stă? Bun. Dacă deja sunteți abonați și nu aveți notificările pornite, nu uitați să o faceți, apăsați pe clopoțel. Bun, astăzi, așa cum am citit și în titlu, o să vă arăt niște parfumuri de care eu sunt obsedată și îmi dau seama că am fost obsedată încă din momentul în care le-am cumpărat. Și, cumva, aceste parfumuri sunt niște parfumuri pe care le-aș putea cumpăra la nesfârșit, sunt niște parfumuri pe care, sau de care mi-ar părea rău dacă s-ar întâmpla ceva cu ele. Voi știți că eu am foarte multe parfumuri, cred că am peste 200, de fapt nu, la ultima numărătoare erau 216, deci acum sunt mult mai multe, însă, dacă e să mă uit la aceste parfumuri, mi-am dat seama că sunt parfumuri spre care mă duc de fiecare dată când vreau să port ceva wow, sau sunt niște parfumuri care, fără să-mi dau seama, mă transformă sau aduc la suprafață o anumită parte din mine. Fără introduceri, o să încep cu un parfum destul de controversat, mi-am dat seama la mine pe canal. Sunt unii oameni care spun că este wow, alții care spun că este nașpa, dar în fine eu îl ador, îl iubesc, sunt deja cred că la a treia sticlă, și anume acest Number 12 de la Jacques Bottini. Number 12 de la Jacques Bottini este un parfum cu trandafir, o să mă și dau cu el pentru că îmi place atât de mult. Este un parfum cu trandafir, este un parfum care se aseamănă foarte bine cu Chloe, însă partea foarte faină la el este că e la 100 de mililitri, este un absolut de parfum, este numărul 12. Dacă mă știți de la început, știți că eu sunt obsedată de numărul 12 pentru că eu sunt născută în ziua de 12 și mi se pare că parfumul ăsta a fost creat special pentru mine. De ce? Nu știu, s-ar putea să fie și o chestiune de gust, de preferințe, de numele parfumului în sine, însă parfumul ăsta este un parfum cu trandafir, este un parfum pudrat, este un parfum foarte frumos. Nu pot să explic sau să exprim în cuvinte cât de mult îmi place mie acest parfum și cât de mult se aseamănă. De fapt, nu se aseamănă foarte mult. Este identic cu Chloe, dar prețul lui este mult mai bun. Ăsta este de la Jacques Bottini, îl găsiți pe Manoji, este, cred că, 92 de lei acum. În momentul în care eu l-am cumpărat, era 89, parcă. Dar este un absolut de parfum. Pe pielea mea persistă toată ziua, nu am nevoie să-l reaplic, îl resimt așa în valuri, dar sunt persoane care spun că pe pielea lor nu persistă chiar toată ziua. Însă pe pielea mea persistă toată ziua și l-aș recumpăra de fiecare dată și sper să nu fie vreun moment în care nu se mai fabrică. Un alt parfum, de data aceasta un parfum arabesc, despre care nu prea vă vorbesc eu foarte tare, pentru că sunt mereu în căutare de chestii noi și cumva amând să mai vorbesc despre parfumurile vechi care îmi plac și pe care le iubesc. Ăsta este un parfum arabesc, este un parfum de pe Parfumas, el se numește Mask Harer, este și ăsta un parfum cu bază de trandafir, este un parfum de la Ahmed Al Maghribi. Ce îmi place mie foarte mult la el este că el în sine este un parfum, după cum vedeți, foarte simplu. Ambalajul este extrem de simplu, dar dacă te uiți un pic, are niște tăieturi foarte frumoase sticla, este de o simplitate demnă de nișă. Ăsta este și el un parfum cu trandafir, un parfum pudrat, este un parfum care se aseamănă foarte bine cu un parfum de la Le Parfum du Rosin, la Rose du Rosin. Așa mi se pare. Dacă cunoașteți parfumurile de la Le Parfum du Rosin, știți că ele sunt parfumuri clasice, în parfumerie sunt acest brand, Le Parfum du Rosin, este un brand clasic al parfumeriei franțuzești, dar acest parfum mie mi se pare că aduce foarte bine cu acela. Este un parfum cu o deschidere foarte frumoasă de ceva zmeură, cu lămâie, are și ceva note de trandafir, este încântător, este wow și în momentul în care eu îl port, mă simt plină de viață, este cam același vibe pe care mi-l dă și Number 12 acesta de la Jacques Bottini. Da, este wow. Se pare că îmi plac parfumurile cu trandafir. O perioadă am considerat că nu-mi plac, că trandafirul e prea mainstream în parfumerie, dar mi-am dat seama că între timp, da, îmi place. Îmi plac parfumurile cu trandafir. Un altul, ăsta este un parfum care la început mi-a dat mixed feelings, dar mi-a dat mixed feelings pentru că era Givenchy. Și am zis, Givenchy, toată lumea poartă Givenchy. Însă, după ce l-am pulverizat prima dată, mi-am dat seama că mi-a rămas gândul la el și a fost așa ca o dragoste din aia pe care voiai neapărat să o ai.
Și cam așa am ajuns eu cu acest Irresistible de la Givenchy. V-am mai povestit despre el. Ăsta este un aducător masiv de complimente. Eu am apa de toaletă, este și apa de parfum și apa de toaletă fresh acum sau apa de parfum fresh. Însă Irresistible de la Givenchy este un parfum care are pară în el, care are niște note cremoase de ambretă. Wow! Nu, cred că v-am mai spus despre parfumul ăsta de multe ori, cât de mult îmi place. Este și el un parfum după care aș plânge dacă aș afla că este discontinuat. Țin de el foarte mult, sunt la prima sticlă, însă mi se pare că are și o încărcătură emoțională foarte mare pentru mine, pentru că eu l-am cumpărat exact în momentul în care m-am hotărât să-mi dau demisia de la vechiul loc de muncă și mi se pare că parfumul ăsta inspiră un pic din maturitatea mea. Bun, primul meu parfum de nișă. Acest parfum de la Atkinson, Love in Idleness. Ăsta este un parfum cu violetă, wow. Este primul meu parfum de nișă. Este primul parfum pe care am simțit nevoia să dau bani fără să miros acest parfum, pentru că ideea numelui Love in Idleness mi se părea de un romantism absolut și am zis nu, trebuie să iau neapărat parfumul ăsta. S-a dovedit a fi un blind buy foarte reușit pentru mine. Este un parfum cu violetă, este un parfum care se aseamănă un pic cu Insolans de la Guerlain, însă dacă sunt momente când uneori Insolans de la Guerlain mă face să îl simt un pic prea necăcios pentru mine și cumva prea dur, acesta, Love in Idleness de la Atkinson, mi se pare wow. Nu știu dacă el se mai fabrică, eu am avut la momentul când l-am cumpărat un noroc absolut și am dat 400 de lei pe el, însă dacă e să te gândești că este un parfum la 100 de mililitri, văd aici că este apă de toaletă, însă să știți că persistența este foarte bună. Nu persistă asemănător altor ape de toaletă. Eu pe pielea mea reușesc să-l resimt toată ziua și pe acesta. Și ăsta este un parfum pentru Adina cea romantică. Bun, mai am două. Unul dintre ele este o nebunie de parfum pe care mă bucur din suflet că-l am. Parfumul ăsta pentru mine a fost dragoste la prima vedere, la prima mirosire. A fost dragoste din toate punctele de vedere și mă bucur foarte mult că am reușit să-l iau. Este acest Gritty Tutu. Tutu, eu deja l-am folosit, deci după cum vedeți din 100 ml este cam atât folosit din el. Ăsta este un parfum cremos, pudrat, pur și simplu mă face să zâmbesc. Este un parfum care îmi dă o stare de dispoziție, mă face să mă gândesc la copilărie, mă face să mă gândesc la jovialitate, mă face să mă gândesc la pudră, la pudră de bebeluș, mă face să mă gândesc la îmbrățișări calde, mă face să mă gândesc la chestii pufoase și, și foarte frumoase, nu știu cum să zic, la fluffiness mă face să mă gândesc. Mi se pare că asta este perfecțiunea întruchipată în materie de cât de bine poate să fie blenduit un parfum. Deci, Gritty Tutu, ăsta este un parfum tester pe care eu îl am de pe Esențe de Lux. El se mai găsește și în alte părți. Dacă vreți să-l testați, el se poate testa în Douglas. În Douglas el costă destul de mult, costă, cred că 1400 de lei sau 1300 și ceva. La momentul în care eu l-am mirosit, atâta era. Și chiar a fost genul de parfum pe care m-aș fi văzut strângând vreo 3-4 luni bani să pot să-mi iau, deci atât de mult mi-a plăcut. Dar am reușit să găsesc o ofertă foarte bună și l-am luat la mult mai puțin bani, deci cred că a fost undeva la 500 de lei. Deci, wow! Dacă au zis ceva că latră sau gălăgie pe aici nebunie, eu petrecere de cuții. Bun. Și ultimul, dar nu cel din urmă, este acest Ariana Grande Cloud. Eu v-am mai vorbit despre Ariana Grande Cloud, dar, dincolo de toate, motivul pentru care eu am cumpărat acest parfum, de fapt nu l-am cumpărat eu, mi l-a făcut cadou soțul meu de ziua mea, cred că când am împlinit 30 de ani, nu mai țin minte dacă 29 sau 30, însă acesta este parfumul. Eu l-am testat la un moment dat, exact în momentul în care a apărut, cred că el a apărut în 2019 și în 2020 l-am primit-o de la soțul meu cadou, da. Așa a fost. Deci când am făcut 30 de ani l-am primit, ăsta este parfumul meu de 30 de ani. Ei bine,
Eu l-am testat la început, adică prima dată m-am dus pur și simplu și am zis, am dat așa pe geacă și na, am plecat, mă rog. Nu mi-a plăcut la început, însă ulterior l-am mai pulverizat odată într-un alt Douglas și din nou am pulverizat. Mi s-a părut foarte frumos. Timpul a trecut, se întâmpla într-o duminică. Luni eu m-am dus la birou purtând aceeași geacă, care nu este o geacă foarte wow, e o geacă de schi pe care eu am primit-o la un moment dat la un congres pe vremea când lucram în industria farmaceutică. L-am primit și geaca aia nu era o geacă wow, să zici că, na. Și mai tot mirosea și mirosea atât de frumos și de o cremozitate aparte, de ceva dulce, ceva foarte fin și foarte nișat. Și vremea mă duceam la birou, la vechiul loc de muncă și acolo discutam cu prietena mea, Cristina, cu care eu mai vorbesc despre parfumuri și tot ziceam Baccararuș, Baccararuș și Ariana Grande Cloud. Pentru că în universul media tot era Ariana Grande Cloud și Baccararuș, Ariana Grande Cloud și Baccararuș. Și am zis, mă, da, oare chiar așa îmi vrea să Baccararuș, ce naiba, că, na, gen, trebuia să nu-mi placă Baccararuș la moment respectiv. Între timp mi-am dat seama că îmi place. Și în fine, ea zicea că nu știe cum miroase Baccararuș, dar îi plăcea și tot așa făceam. Când eu, când ea. I-am luat mâna, mă, da, miroase bine, mă, da, miroase bine. Și partea foarte tare e că pe geaca mea, acel parfum a rezistat cam 4 săptămâni. Deci 4 săptămâni, pentru că, nu știu dacă voi vă spălați gețile în fiecare zi, eu nu mi-o spăl în fiecare zi. În fine. Și după 4 săptămâni am băgat geaca la spălat și încă se mai simțea un iz de parfum. Deci vă dați seama ce mult ține parfumul ăsta. Nu știu dacă între timp a fost reformulat, însă Ariana Grande Cloud, ăsta pe care l-am eu, este un parfum de care voi ține pentru că este wow. Bun. Deci cam astea sunt parfumurile care... sau de care mi-ar părea rău dacă s-ar întâmpla ceva cu ele, dincolo de toate cele 200 și de parfumuri pe care eu le am, sunt foarte multe, și parfumuri de nișă, și parfumuri comune, și parfumuri discontinuate, însă de niciunul nu mi-ar părea atât de rău precum mi-ar părea de acestea. Bun, cam atât pentru astăzi, lăsați-mi gândurile voastre în comentarii și abia aștept să vă văd la un nou video. Pa, pa!